Salutare, dragilor, bine v-am găsit la un nou videoclip pe canal. Astăzi, dar înainte să încep acest videoclip foarte special, vreau să vă spun să vă abonați pe canalul meu de YouTube, care nu ați făcut-o, clic pe clopoțel, un like, un share, un follow pe Instagram, un share pe Facebook la prietenii voștri, pentru că mă ajută extrem, extrem de mult. Să apăsați pe butonul de like, să trecem 5 like-uri la acest video și vom mai continua cu această serie pe canal. Dar înainte să încep acest story time, vreau să vă mai reamintesc de Boosteroid. Boosteroid este o platformă în care vă puteți juca joculețe în browser, cum este Euro Truck Simulator 2, Farming Simulator, FIFA 19, FIFA 20, CSGO și așa mai departe. Le aveți care calculatorul vostru nu le duce, bineînțeles, le puteți juca în Boosteroid. De asemenea, mai sunt și joculețe gratis pe Boosteroid. Ca să faceți acest cont, trebuie să vă înregistrați pe Boosteroid și să plătiți către... este 9 euro și câțiva bănuți acolo, câțiva cenți pe Boosteroid. Da, mie mi se pare foarte ok și am zis hai să fac acest video. Iar noi să revenim la episod. Haideți să începem acest story time. Deci, eram în satul Baurcii Moldoveni. Eram exact, nu știu, mai știu, prin clasa a... Mai știu exact, a... șaptea sau a șasea, nu mai știu. A șaptea sau a șasea, sau... Deci eram pe la început atunci. Eram cu Dumitru, l-am luat cu mine pe tricicletă, zic, hai să mergem. Și am... Cum îi zice frate... A, nu v-am arătat cât e ceasul când filmez acest videoclip. Să așez camera cât mai bine. Așa. Bun, acum stă bine. Camera stă bine. Ia să-mi iau telefonul să vedeți cât e ceasul când filmez acest videoclip. Deci acum este ora... Deci sper că se focalizează cât e ceasul când filmez acest videoclip. Deci eram cu Dumitru și am făcut acea curbă, ca să zic așa, la intrare pe pod. Am intrat și dintr-o dată am frânat, dar mi-a cedat frâna și am ajuns fix în gard la om, deci la acel moș, mai exact, casa lui. Deci am intrat, am lovit partea din față la mine și o parte din gard. Adică să cunosc urme cum am lovit eu cu viteză în acel gard. Acum, să vă zic sincer, deci se împlinesc, deci nu mai știu exact câți ani de la acel eveniment rutier, dar nu știu exact câți. Cred că mi se pare că 3 sau nu mai știu exact câți ani se împlinesc, dar deci a fost extrem, extrem de rău ceea ce s-a întâmplat, dar asta e. Deci, cam asta e cu story time-ul. Am filmat acel videoclip care vi l-am promis de la eveniment, însă a fost prea mare, prea lung acel episod și când dau să deschid acel clip să mă uit pe înregistrare, să văd cam ce s-a înregistrat, ce clip, când mă uit, măi fraților, nu s-a, îmi spunea că, cum se spune, fișierul nu poate fi updatat, ceva de genul și... Cam asta am pățit. Deci am mai pățit, de fapt, încă o fază când la începutul canalului, când am făcut acele car vloguri, dar de atunci n-am mai pățit. Nu dați seama. Și am muncit, ce să zic, dar aia e. Bine, fraților, cam asta e videoclipul ăsta, story time-ul, cum vreți voi să-i spuneți. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți astfel de episoade, nu uitați să vă abonați.
Eu aseară mi-am adus aminte de acel eveniment rutier și am zis să vă spun și vouă cum s-a întâmplat. Deci, cam asta e treaba, ce să zic. Da. Cam asta e. Ce să mai. Deci, nu știu ce să vă mai zic. Cam asta v-am povestit ce s-a întâmplat, adică, na. Acum, mulți o să zică, da, dar nu te-a pus să plătești gardul. Bă, fraților, nu am, cum îi spune, am ajuns la camera mea și a rămas așa gardul și în ziua de astăzi este, se cunosc acele urme când am lovit eu cu partea din față, dacă n-a fi vopsit iară din nou. Dar și acum urmele de la fața, la locul accidentului și acum mai sunt. Da. Cam asta e, scumpe mei cu și scumpe mele cu acest video. Nu uitați să verificați site-ul Boosteroid pentru că doar la ei puteți să jucați joculețe în browser fără să mai descărcați jocul în calculatorul vostru. Dar bineînțeles că jocurile care le jucați voi, adică CSGO, Fortnite sau asta trebuie să le aveți cumpărate pe Steam, Euro Truck Simulator 2, deci trebuie să le aveți activate pe Steam, să zic așa. Dar următoarele astea jocuri gratis le puteți juca direct de pe Boosteroid. Cam asta, dragilor. Eu am fost DriverNGisca, vă mulțumesc pentru vizionare. Ce să zic? Noi ne revedem cu voi mâine la un nou clip. Până data viitoare, v-am salutat!